Primăria Municipiului Călăraș, pe parcursul acestui an, în urma unor controle efectuate pe teren, a înștiințat o serie de societăți comerciale și persoane fizice care dețin terenuri să fie luate măsuri de combatere a ambroziei conform prevederilor legale în vigoare. Astfel, au fost înștiințate 37 de societăți comerciale și persoane fizice din Municipiul Călăraș și se face apel la călărășeni pentru susținerea primăriei Călăraș în demersurile privind combaterea acestei plante alergene. Primăria Călăraș așteaptă informații cu privire la existența unor terenuri de pe raza municipiului reședință de județ infestate cu ambrozie.